Bine v-am găsit! Astăzi îl vom evoca pe Sfântul Grigorie, teologul, părinte al Bisericii, sărbătorit pe 25 ianuarie. Sunteți deja obișnuiți, cei care urmăriți această serie de emisiuni, cu înălțimea și pregnanța gândirii sale. El este cel care ne-a însoțit atunci când am vorbit despre nașterea Domnului. Pentru că una dintre cântările acestei sărbători: Hristos se naște, slăviți-l reia cuvintele dintr-o faimoasă predica sa. După cum în canonul învierii din Duminica Paștilor sunt integrate părți din cuvântările sale pascale sau la laudele cinzecimii, Sfântul Grigorie ne însoțește marile praznice și cred că s-ar cuveni să-l cunoaștem mai bine. Cu atât mai mult cu cât el însuși a vorbit despre sine, cum nu o făcuse niciun părinte al bisericii până la el a scris două ample poeme autobiografice cuprinse într-o operă poetică de mii de versuri. Credea în puterea verbului poetic pe care l-a cultivat în formele și stilul epocii sale cu o reală înzestrare și cu rafinament. Și poate că dintre toți din vremea sa a fost cel mai inclinat și mai convins să practice arta literară atât de mult încât cei care au studiat și editat opera au putut vorbi în cazul său despre un veritabil sacerdoțiu literar. Dar nu pentru opera poetică ocupă un loc eminent în tradiția bisericii, ci pentru cuvântările sau omiliile sale, mai cu seamă pentru cele cinci cuvântări teologice ținute la Constantinopol, unde fusese chemat în sprijinul micii comunități fidele crezului de la Nicea, și unde avea să ajungă providențial arhiepiscop în urma intrării solemne în capitală a noului împărat Teodosie, un nicean convins. Astfel, prietenul de o viață al Marelui Vasile, din retragerea sa melancolică, spre care era înclinat ca temperament, este recunoscut ca teolog al Sfintei Treim și așezat pe tronul arhiepiscopal al capitalei Imperiului. Cultivat, sensibil, dar și timid și retractil, n-avea se pare o voce puternică și nici o mare ușurință în relațiile cu ceilalți. Exigent, conștient de măestria artei cuvântului pe care o dobândise, Sfântul Grigorie îndeplinește în doar doi ani o misiune esențială. Lansează din inima Imperiului programul teologic al Sinodului al Doilea Ecumenic din 381, pe care nu va putea să-l conducă până la sfârșit, fiind nevoit să se retragă dezamăgit și rănit de dorința de nedomolit de puterea oamenilor. Dar chiar dacă hotărârea sinodală nu are expresia pe care Sfântul Grigorie și-ar fi dorit-o pentru adevărul de credință privind dumnezeirea Duhului, acest al doilea sinod ecumenic va fi receptat în sensul cuvântărilor teologice ale celui care va primi recunoașterea cea mai înaltă a bisericii, fiind supranumit teologul. Astfel, memoria sa nu va fi legată de dispute istorice mult prea omenești, ci de calitatea sacerdoțiului său, a slujirii sale ca discipol al cuvântului, după cum el însuși se înfățișa. El a fost unul dintre părinții bisericii care a reușit, cu un firesc de săvârșit, să vorbească despre sine, vorbind de fapt despre Dumnezeu. Textele sale, mai ales cuvântările, au fost în Bizanț cele mai copiate după Biblie. Traduse în siriacă, arabă, georgiană, armeană, latină, au fost privite ca model de retorică și mai ales ca izvor de inspirație de-a lungul istoriei creștinismului. Pentru el, slujirea episcopală nu putea avea alt sens decât ca experiența Duhului Sfânt. Duhul este muzicianul care știe să atingă corzile minții și ale inimii astfel încât discursul să devină teologie. Duhul Sfânt a fost dintotdeauna cel dintr care se împărtășesc făpturile, iar nu cel care primește împărtășire. Cel ce desăvârșește, cel ce sfințește, iar nu cel sfințit, cel ce îndumnezeiește, iar nu cel îndumnezeit,